Salutare prieteni, bine v-am regăsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program foarte bun de arhivare și dezarhivare pentru fișiere. Sunt convins că toți utilizatorii folosesc programe de arhivare și dezarhivare pentru fișiere, acestea fiind recunoscute pentru utilitatea lor în ceea ce privește partajarea sau chiar transportul oricărui tip de fișier, mai ales a celor de mari dimensiuni. Un program de genul, de fapt, acest program mai mult tinde de a se alătura programelor precum WinRAR, 7Zip, PowerArchiver sau mai știu ce, ar fi AppleZH, AXPLZH. Denumirea sa chiar nu sugerează nimic, chiar la pronunțare sună mai mult ca un fel de tongue twister. Însă, caracteristicile sale chiar impresionează. Programul poate deveni într-un fel o alegere inspirată ca o alternativă la cele mai populare programe de gen, iar acesta chiar ne satisface și un utilizator mai pretențios sau chiar un utilizator mai avansat. În descrierea tutorialului o să vă las o largă gamă de formate pentru arhiva respectivă și vreau să vă spun că programul mai include și un splitter de fișiere pentru a împărți arhiva în mai multe părți, astfel noi putem să-l transportăm și putem să-l partajăm mai simplu. Haideți să luăm și noi arhiva, deschidem un browser și vom scrie ponsoftware.com. Dăm click pe primul rezultat sau nu, dăm back, dăm click pe al doilea rezultat, mă scuzați. Dăm click pe download. Și acum voi puteți să descărcați dacă arhiva, mă rog, compresia, ca să spun așa, direct de pe 32 de biți sau de pe 64. Eu având sistemul pe 64 de biți, voi descărca arhiva pe 64. Așteptăm un pic. Ok, închidem browserul doar ce nu mai avem nevoie de el. Și acum, de aici vom face calea unde anume vrem să instalăm arhiva. Eu o să las în ce program file AppleZH. Mă rog, chiar nu pot să pronunț denumirea, numele acesta. O să vă spun tongue twister. Mă rog, lăsăm bifată enable self extension și de aici va trebui să selectăm formatele, deci mă rog, pe aici avem formatele. Eu o să chiar vă recomand să le bifați pe toate, deoarece e ok. Expand pe aici, repair zip arhive, dacă în cazul în care ceva nu a mers bine, programul să repare respectiv zip. Să ne adauge în meniu contextual Windows Explorer, Send to și mai știu eu ce, dăm click pe OK, după aia Next, de aici vom, iarăși ne va pune să selectăm formatele, Next, dăm click pe Check All și după aia Next. De aici vom crea o iconiță pe desktop, un shortcut în meniu contextual Send to, să ne înregistreze programul în, în meniu program. Da, dăm click pe Next. Yes. Așteptăm un pic. Complete installation și haide să rulăm aplicația. După cum puteți observa, aceasta este arhiva. Aici va trebui în timpul instalării nu ne-a instalat un fișier anume și ne va pune să-l instalăm. Yes, ok, mă rog. Acum,
După cum puteți observa, aceasta este interfața grafică a aplicației. De fapt, interfața programului conține opțiuni tipice unui astfel de program și este ordonată în felul următor. Să lansăm un nou tab, e ca un fel de C++ atunci când lucrăm în CodeBlocks. Să deschidem o arhivă, o arhivă respectivă, să salvăm ceea ce facem noi în momentul de față, să testăm o arhivă, să găsim o arhivă, să vedem o arhivă ascunsă sau mai, și așa mai departe. Crearea unei arhive se face ca și în cazul celorlalte aplicații, oferim posibilități multiple, ca alegerea metodei de compresie sau divizarea fășurilor. Haide să vă arăt mai pe scurt. Haide să zicem că o să fac pentru CC Cleaner o arhivă. Iau așa, create archive, vedeți că avem deja, ne-a creat ea direct în meniu contextual, deci vedeți, avem create destination, unde anume vrem să creăm arhiva și cum vrem să se numească. Să testăm arhiva, de asemenea mai avem să testăm arhiva în cazul în care vrem să vedem dacă arhiva e ok. Mă rog, pe aici nu e cazul să umblăm. Mai avem și formatele respective, zip, de unde putem modifica nivelul de compresie pentru arhiva respectivă. Cap, mă rog, eu vă recomand în momentul în care ori faceți cu zip, ori rar. Dar în general vă recomand să faceți cu zip. Ok, aici al options și veți stabili, stați un pic, vedem. Bine, mai în general vreau să stabiliți o compresie cât de cât normală, ca să spun așa. Mă rog, după care dați click pe OK. În general, dacă sunteți experimentați în ceea ce privește arhiva, vedeți, ne-a deschis-o și ca să o extractăm, click dreapta și acum bine, putem din start să rulăm CC Cleaner-ul sau putem să îl tragem pe desktop. Vedem, mă rog, am făcut două iconițe acum cu CC Cleaner. Ok, ce vreau să mai spun, în general, mă rog, atunci când creăm respectiv arhivă, asta s-o șterg, mai putem de asemenea să o securizăm cu o parolă de tip AES, adică Advanced Encryption Standard. Și mai avem și de asemenea și alte opțiuni, ați văzut. În general, un utilizator avansat care se percepe foarte bine ceea ce privește arhivarea, s-ar putea să-i placă acest soft. Însă pentru un utilizator mai puțin experimentat, e ok, cât de cât ok și pentru el. Bun, haideți să trecem mai departe. O să deschid iarăși arhiva. Ce vreau să vă spun și am uitat să vă spun este faptul că o caracteristică interesantă apare față de alte programe și anume reprezentarea opțiunii de a scrie un script într-un format BAT. Foarte util pentru avansații care vor să împartă arhiva în mai multe segmente. Mă rog, dacă sunteți avansat, s-ar putea să vă placă sau să, mă rog, s-ar putea în general să uitați, vedeți, split files. Vă puneți numele arhivei, puneți de fapt arhiva respectivă, unde vreți să salvați și cum, în câte vreți să o împărțiți. Mă rog, eu vă recomand să faceți bifați create batch file for combine after split. Și da, cam asta e, puneți aici în cât vreți să o salvați, să zicem în 1 și vrem să o facem în mega. Da, bineînțeles că nu mă lasă mega. Punem în O să punem în
Da, bineînțeles. O punem stați un pic. Da, nu mă las să bagă mega, dar stați așa să văd dacă merge. Mă rog, în general. Mă rog, puneți cât vreți voi să, în câte părți vreți voi să o împărțiți. Mergeți până când ajungeți la respectiv. Uitați, acum dacă ajung la unul. Am ajuns chiar la un mega. Deci, da, la asta mă refeream. Am ajuns chiar la Omega, deci nu chiar trebuie făcută, deci puteți să o împărțiți foarte, foarte ușor. De asemenea, opțiunile puteți să le accesați fie apăsând tasta F8, cel mai simplu, și de asemenea puteți vedea că avem la dispoziție un server FTP sau chiar mai avem de asemenea, dacă folosiți un server FTP și vreți să transmiteți, să zicem, respectiva arhivă printr-un server FTP, puteți să adăugați aici numele conexiunii, hostul și mai știu eu ce. Da, cam asta ar fi. Nu vă recomand să umblați. În general, această arhivă e fix ca cum am spus. Într-un fel, dacă vă pricepe, sunteți avansați în ceea ce privește arhivarea sau dezarhivarea, e ok pentru voi. Puteți să umblați, puteți să vă jucați, ca să spun așa. Dar pentru un utilizator mai începător, e ok doar opțiunile pe care vi le-am recomandat. Adică, arhivare, dezarhivare, practic spus tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce făcea și WinRAR și 7-Zip. Bun, ca asta ar fi tutorial, sper că m-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în rubrica de comentarii acestui tutorial sau pe adresa mea de Skype, simbian.gaming, iar eu sau colegul meu, Adrian, vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!